Școala gimnazială Matei Basarab din Pitești celebrează 25 de ani de activitate. Cu acest prilej a fost dezvelită o placă comemorativă. Școala a fost renovată și modernizată recent printr-un proiect european. Peste 200 de miliarde s-au investit în acest proiect. Acum școala are un corp nou de clădiri, iar sălile de curs au fost dotate cu mobilier modern. Trebuie să învățăm din trecut pentru ca viitorul să fie mai frumos. Cu acest prilej, școala s-a extins, s-a dat în folosință noul spațiu realizat pe fonduri europene. Copiii de aici, de la noi, de la școală, vor fi foarte fericiți. Vor avea spații noi, spații moderne, spații în care să-și arate ceea ce pot, să învețe și mai bine și mai mult și părinții să fie foarte, foarte mulțumiți. Ce s-a făcut aici este unic pentru Pitești din punct de vedere al dotărilor. S-a materializat un proiect în condiții grele, dar un proiect extrem de benefic în cadrul unităților de învățământ, cu contribuția noastră de 2%. Celălalt, grosul contribuției, 98%, a revenit comunității europene. Este o școală europeană, vorbeam afară că așa este. Credeți-mă, în foarte puține locuri, ceea ce se vede aici, ceea ce ați realizat, este de apreciat. Lucrările realizate au fost binecuvântate de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, iar copiii au primit din partea acestuia ghiozdane cu rechizite. Mulțumim lui Dumnezeu că s-a putut realiza și rezolva această problemă. Iată că se poate în România, iată școala de aici și directorul școlii și profesorii și toți care v-au ajutat, doamna director, că a fost un evantai întreg, a fost o lucrare și o spaimă, temeri, termeni, în sfârșit, obligații, așa, europene și așa mai departe, nu e o glumă, dacă greșește un pic, e mare belea. Ei, sigur, dumneavoastră s-a dus-o la o mărturie și ne bucurăm că ne-ați făcut și nouă această invitație să fim astăzi împreună în această școală argeșeană, piteșteană, minunată. Tot astăzi la Pitești a avut loc simpozionul Matei Basarab, personalitatea culturii europene, și un moment festiv intitulat Școala gimnazială Matei Basarab, trecut, prezent și perspective.